Breaking news, doamnelor și domnilor, imaginile cu Radu Mazăre adus în țară. Iată, în premieră națională, imagine de pe aeroportul Otopeni cu Radu Mazăre scos în cătușe din avionul, din aeronava Tarom, ce a aterizat de la Paris. După o serie întreagă de ocolișuri în aer pentru faptul că vremea era extrem de proastă pe Otopeni pentru asta. Îl vedeți încadrat de mai mulți polițiști români și băgat în într-o mașină a poliției, într-o dubă a poliției, de aici va fi dus la penitenciar și vom urmări acest traseu împreună. Radu Mazăre, după cum bine știți, a fost capturat în Madagascar, adus în România de către poliția română cu o cursă de linie pe ruta Paris, acolo unde a cerut azil politic.